Colecție inedită în biroul unui sucevean, aproape 300 de motociclete în miniatură adunate din toate colțurile lumii. Aia altă din Dubai, asta albastră din Dubai adusă, asta am primit-o tot din America, de la un prieten de meu din America, asta din Australia. Alexandru Șcheul, în vârstă de 53 de ani, este pasionat de motoare încă din copilărie. A lucrat 15 ani ca mecanic de motociclete și a avut 25 de bijuterii pe două roți. Acum a rămas cu 4 piese, între care și un Harley Davidson, adus chiar din Statele Unite ale Americii. Unde a fost în străinătate, tot am cumpărat. Ia spuneți din ce țări? Din Statele Unite, China, Dubai, toată Europa, absolut, o parte din Africa, am luat foarte mult. Unde am găsit ceva mai deosebit, tot am cumpărat. Suceveanul este mândru de colecția sa, pe care o păstrează în biroul din Horodnic de Jos, până și telefonul este tot o motocicletă. Suceveanul mai are o pasiune, avioanele. Pentru că de 6 ani este și pilot, a început să adune și machete de avioane.